Mașina asta din spatele meu are un secret gigantic. Ei bine, stați până la final să aflați și dați un like să mai postăm cât mai multe episoade de GTA Online. Ei bine, fraților, vedeți mașina asta? Ei bine, eu am luat-o de pe stradă, da, efectiv am dat 0 bănuți pe ea. Și o să vedeți ce o să putem face cu ea. Probabil ați văzut din thumbnail, dar poate pentru voi o să vi se pară doar mașina lui Bumblebee din filmele Transformers, doar că recolorată. Ei bine, dacă noi o vom duce la... ăsta, cum se cheamă, mă, ăsta... Stai să scot checkpoint-ul, că nu-mi arată cum se numește, da. La Arena Workshop, da? Deci o ducem la Arena Workshop. Trebuie cumpărat ăsta, dacă vreți să vi-l faceți și voi, Arena Workshop ăsta. Dacă vreți să vă faceți și voi, trebuie să dați, nu mai știu, dacă un milion, parcă, sau nu mai știu cât. Plus angajații, care și aia sunt destul de scumpi. Dar încă o chestie pe care o mai facem mașina asta înainte să vară, pentru că nu știu dacă o să scoată abilitatea asta, da? Ține space apăsat și W, da? Și ia uitați. Ok, nu, nu asta trebuia să se întâmple. Ceva de genul, se duce pe două roți, doar că trebuie să ții mai mult apăsat. Hai să mai stăm mai mult, de fapt, trebuie să stăm mai mult. Ok, tot la fel se duce, ori sunt eu prost, ori chiar atât se duce mașina, depinde, depinde. Și vom merge să o customizăm la Arena Workshop. Precum bine știți, pe ultimul episod am cumpărat Vigilanteul, adică Batmobilul ăla de buget, practic. De buget, de fapt nu e de buget, că a fost 3 milioane, mai am 10 milioane acum. Și venim aici frumos la garajul acesta, unde mai am eu o mașină, pentru că nu prea am unde să-l depozitez. Trebuie să găsesc un loc unde să-mi depozitez toate mașinile. Vreau să iau, nu știu, o să vreau să iau ceva, să-mi pun acolo toate mașinile astea mai mișto, doar cele mișto. Deci, na, dacă aveți ceva sugestie, lăsați în comentarii. Bun, venim cu ea aici, primim o scoadă, dar mi se pare că trebuie să intru ca să o customizez, nu? Da, și dau E to Modify, ok? Se numește Vapid Dominator Muscle, e vreo 35.000 de bănuți pe shop, deci nu-i prea scumpă. Bun, o aducem aici. Și aici noi o putem customiza, da? Îi putem pune spoiler, îi putem pune turbo, îi putem pune șasii, de-asta, nu știu. În fine, putem să-i punem exhaust. Are un model așa, dar unde am intrat eu prima oară din greșeală, voiam să fie mai o surpriză. Dar avem aici Upgrade Arena Hour și avem 3 modele, da? Apocalypse Dominator, Future Shock Dominator sau Nightmare Dominator. Și sincer, toate au aceeași chestie, da? Au chestia asta în spate și asta în față. Sincer, aș merge pe asta, mi se pare mai ok decât asta de jos, că e foarte urâtă. Și o luăm pe asta, e mai clean așa. Pup, uitați-vă și voi. Deci este o mașină de război în momentul de față. Pentru asta e făcută. N-am level pentru ăsta, am level 0 pentru ăsta aici. S-o fac front bumper, nu știu dacă bodywork, ia spikes. Deci nu pot să-i pun spike-uri, din păcate. Nu-i pot pune multe chestii, asta e problema. Că n-am, nu am eu level mare, exhaust, ia, hai să vedem. Altceva. Ia uitați-vă la exhausturile astea, dar tot așa, nu le-am eu deblocate, da? Mamă, sau astea? Gigi, hai să le luăm pe astea așa, de lateral. Grill. Ok, o să o luăm, o luăm pe asta. Pare mai așa, mai de război, mai... Aici, evident, îi punem... Liberty City, îi punem niște neoane, îi punem ăsta. Și ce culoare să luăm? Hai să luăm un verde, hai să facem verde. Verde e culoarea mea preferată, da? Facem verde, ia livery. Ce livery-uri are? Așa de curiozitate, dar nu... Sunt doar pentru panara mele astea, văd. Aici nu e mare, e brânză. Ok, name, îi punem spârcoasa. Îi punem plate, îi punem un plate, nu îi punem plate, că nici nu se vede, de fapt. Deci spray, da? Hai să vrem. Putem să-i dăm crom. Mamă, cum arată cu asta crom. Bro, cum arată cu ea crom, dar... Carbon black. Aici îi dăm carbon black sau... Nu știu dacă îi dăm carbon black. Hai să-i dăm întâi primary, ok? Dăm clasic, da? What the fuck? Cum arată full black, bă, băiatule? Hai să vedem ce culoare avem pe aici. Ups, am ieșit din greșeală. Eu am zis, principal, să facem un verzui. Un verde. Cum arată verdele ăsta? Mamă, cum arată verdele ăsta? Ia, perlescentul. Așa parcă... Se vede sau... așa lava red, lava red, că se vede bine pe rupă ăsta. Secondary color, da? Aici mă gândeam un mat.
Nu vine bine cu ăsta, lime green. Bă, vezi că arată bine cu lime green, dar... Bă, cred că ar merge un alb... Ia, stai așa, black, gray... Ice white, ăsta e ce trebuie. Accent color. Ok, pe asta îi punem. Habar n-am ce să-i punem. Hai să vedem ce putem pune. Am tot un verde, poate, uite... Bă, se vede, sau... Ia, stați. Îi lasăm așa momentan și mai e ceva aici? Nu, scărți. Păi ne punem pe astea, arată bine, nu aveți ce zice, suspensii. Mamă, o lăsăm mult în jos. Hai să o lăsăm mult în jos, să vedem dacă e folositor fără așa ăsta. Transmisii, punem maxim. Turbo, îi punem și turbo. Vertical jump, bro, deci ce mă oftic că nu am level să-i fac toate astea. Ia, Benis. Deci asta merge modificată și la Beni, se pare. Oh, Chrome dolar, păi ne respectăm, bro, ne respectăm. Culoare. Culoare punem un... Ce ar merge oare? Bine, dacă aveam prieteni, mi-ar fi sugerat, dar n-am prieteni în care să mă joc pentru că, na, în fine. Bă, cred că am putea să lăsăm, ia, îi lăsăm așa, clasic, da. Și tires, ia, tire design. Cum arată albul ăsta. Cum arată albul ăsta, bă, băiatule. Îi punem și bulletproof și punem smoke, da? Hai să punem niște smoke, îi punem... Ce culori sunt pe aici? Cru smoke, nu... Hai să-i punem yellow. Ok, window-urile, le punem limo. Arată bine. Mamă, deci mașina asta, weapons. Punem aici rem weapon, da? O, bă, băiatule, bă. Deci, țineți-vă bine, că deja am cheltuit 2 milioane pe mașina asta. Hai să vedem. Punem plasma-uri. Punem plasma gun-uri, băieți. Și uitați-vă și voi, mașina asta... Proximity miner, nu pot să-i pun proximity miner, fuck. Ok, frânele le-am pus, da, boost, totul făcut, băieți, totul, exit the workshop. Băi, totul făcut, mașina asta o să rupă, băieți, aici, e rupere cu mașina asta. Ia uitați, mi-a dat și chestii pe aici, ia, a work. Holy fuck, nici... unde e? Eu pot să pun și asta de la mașină, da, ok, stați să ies un pic. Uitați-vă, hai să ne uităm așa un pic la ea, da? Ne uităm, ia uitați, bă, băieți. Uitați-vă la ea. Uitați-vă la ea cum mănâncă shawarma. Pac! Deci, din spate nu mă poate. Dacă trage cineva din spate, nu mă nimerește. Nu poate să dea în mine. Din față, mamă, intru cu asta în ei. Mamă, deci, de-abia... Hai să o testăm. Deci, trebuie să o testăm neapărat. Și dați și voi un like dacă vă place să mai facem videoclipuri de genul. Deci, H-Drop Tombstone. Ok. Sunt curios acum se mai ridică pe două roți cu ăsta în spate. Dă-te, naibii! Dă-te, n-ai, dă-te încolo, așa. Ia uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, frate, cum se duce. Am ăsta. Bro, l-am omorât și pe ăla. E ce nebunie mare. Holy fuck, dacă aveam și ăla de jump. Mamă, deci trebuie să mai fac level, bă, băieți. O să fac eu off camera niște level. Ia uitați-vă. Deci, l-am aruncat pe băiatul ăsta. Mai, l-am nenorocit pe ăsta. L-am luat pe capotă, efectiv. Ia uitați-vă cum l-am luat și pe ăsta. Ia, hai să ne batem un pic cu poliția. Unde ești, domn polițist? E destul de rapidă mașina, n-am să vă mint. Pentru că eu am în garajul meu un mic momentan. Deci, efectiv, i-am răsturnat mașina de poliție. Ce mai face acum, bă? Ce face acum? Sunt și eu curios. Și mă mai duc așa un pic. Ce face omul meu acum? Mașina asta e specială pentru game modul ăla de lupte cu mașini. Am astea bulletproof. Nu știu dacă se mai pot sparge oricum, dacă intru în țep, dar văd că... Nu știu, am avut impresia că am auzit eu ceva s-a spart. În fine, sper că nu s-a spart. Hop! Deci uitați-vă și voi. Mamă, până unde i-am aruncat lui ăsta mașina, bă, băiatule, bă. Deci uitați-vă și voi ce... Ok, mi-a cam picat front bumper-ul, dar în fine. Hop! Ne întoarcem la domnul polițist, îi dăm un pic cu niște lasere. Ok, nu prea... Nu prea merge să trag cu astea, n-ar la like. Ia. Dar... Voiam să zic că o să-i bubui mașina cât de curând. Băi, și așa o melodie de asta, ca să-i... Ia, frate, vreau să vin ăsta în spate, nu să-i dau drop la chestia asta. Ia, vin în spatele meu. Ok, voiam să mă urmărească și să intre în spatele meu. Nu e chiar ceea ce am sperat eu, dar în fine. Hai, la ăștia din față să vedem ce le facem. Ok, ăștia-s cu duba, efectiv.
le-am bubuit tuba, am intrat în ei și le-am bubuit tuba, bă, uiți. A, mașina asta e prea insane, n-ai cum. Auto. Ha, mă, vin în spate. Ce-a fost asta, bro? Alo, what? Gata! Deci am aruncat ăla pe ei, efectiv. Și acum ei ce mai pot să facă? Ce mai poate să facă acum? Eu intru în ei, le răstorn toate. Ok. Cred că era evident. Ia, pot să răstorn asta? Vreau să încerc să răstorn. Ok. Useless piece of shit, bro, ce ură vorbesc cu mine. Ia, ok. Bine, hai că deja cam ne întrece cu gluma. A făcut la un double flick flac în aer, deci nebunia auto cu ăsta. Ăsta. Deci, bă, e nebunia mașina asta. Arată și mișto, ideea e că arată chiar mișto. Este... Seamănă foarte mult cu Chevrolet Camaro. Dacă nu mă înșel, dacă nu pronunț greșit. Sper că nu pronunț greșit, da? Seamănă foarte mult pentru că eu mai am făcut o mașină gen... Vreau să am mașina asta, să colecționez mașini pe GTA, ok? Deja iese fum din asta, asta nu-i prea ok, dar... era și evident după ce am bubuit o mașină fix în fața mea și am intrat într-una după pe care am tot bubuit-o când am intrat în ea de aici. Hai să ducem să o reparăm un pic. Deci eu vreau să strâng așa niște mașini. Da, astea mișto. Ok, deja nu mai merge, da? Deci am distrus-o. Vreau să o provocăm la testul Rocket Launcher-ului. Să vedem câte rachete mă duce. Câte rachete poate să ducă bro mașina asta? Dar spune și asta. Ok, hai să-i lăsăm să ne omoare. Salut, domnii polițiști. Dacă tot vrei să mă omorâți... Ok, voi să-i mai bubuie o mașină, dar whatever. Deci, bă, frate, dacă vă plac videoclipurile de genul, nu uitați să zdrobiți-mi două butonașul de like, pentru că așa văd susținerea voastră și dacă vă plac, nu uitați să scrieți în comentarii ce sugestii mai aveți. Bun, hai să sunăm la Morse Mutual și să vedem... Hai să facem testul, da? Deci avem no charge, norocul meu. Stai că nu mi-o spawnează direct, să-i dau de aici. Cred că asta o să-mi fie mașină main. Știu că am zis pe episodul anterior că Vigilante U o să-mi fie mașină main, dar nu cred că o să mai fie. N-am mult mașină main. Și uitați-vă și voi și pe mine, mi-e po' arată altfel. Da? Hai să vedem. Să zicem că mă așteptam la mai mult, ok? Dar tot nu am eu cum trebuie, deci putem să zicem că momentan este ok, da? Bă, dar priviți partea bună. Lua asta nu i s-au desumflat roțile, da? Deci n-are roțile... Roțile astea n-au nimic, da? Cum a avut mașina cealaltă. Deci, roțile la asta s-au spart, da? S-au dus. Asta, jujuc. Deci, priviți partea bună, priviți paharul plin al poveștii. Da? Deci, să așteptăm un minut. Cât așteptăm noi aici, hai să... Ce l-am omorât pe ăsta? Am crezut că e polițist, bro. Ok, dă-te, bro. Luăm o mașină de aici. Sincer, ca și mașină, aia chiar, mașina asta, nu asta de când am, dar cred v-ați spus voi. Bă, mi se pare o mașină bună. Plus că... Bă, dacă vrei să faci ceva misiune cu ea și gen, misiunea aia te pune să folosești mașina ta personală, e foarte bună. Și fără să o modifici la Arena Workshop, eu tot vă recomand pentru că voi puteți să o găsiți pe stradă, efectiv. Eu am și mașina asta și cealaltă pe care am făcut-o eu să arate ca un pic al lui Bumblebee. Le am de pe stradă, efectiv de pe stradă le-am găsit. Le-am găsit-o lângă office, lângă ăsta de organizație. Și una am găsit-o random pe stradă și, gen, prima oară nu știam că ea se tunează la workshop la asta. Și după aia am zis că, bă, hai să iau una să fac video, că asta era ideea. Și na. Bun, haideți să-i lăsăm să ne omoare. De fapt, hai să facem aici o chestie. O schemă chestie, înțelegeți? Ok, am fost călcat, da, în fine. Bun. Haideți să chemăm acum. Ok, nu pot să chem încă. What? Ce nu mă lasă? Ok, hai să sunăm la mecanic. Sunăm la mecanic. Hai, domnule mecanic, răspunde. Nemernic mecanicul ăsta, băieți. Ok, bun. Și luăm Arena Workshop spârcoasă, deci așa, așa o numim. Dacă aveam niște prieteni să-mi dea o sugestie, dar păcat că nu se joacă prietenii mei GTA, ok? Ne întoarcem la spârcoasă, da? Dacă aveți alte sugestii de nume pentru viitoare mașini sau orice, scrieți în comentarii, băieți. Deci, nu știu, eu sunt super fascinat de mașina asta. Păcat că n-am apucat să-i mai pun și alte chestii. Ce moftii că nu i-am mai pus alte chestii. Deci, autați-vă și voi aici. Plus melodia asta mișto. Și uitați, deci eu am pus yellow, da? Tire să mă pun. Și e gen un fel de lime.
Nu știu, îmi place și designul. Dacă vă place și vouă, nu există să scrieți în comentarii, băieți. Ia. Niu. Și acum să vedem cât de repede bubuie. Ok. Da, e că am ratat toate glanțele, dar în fine. Hai, bă, băiatule. Vezi că e chiar ok, gen. Am zis că lasele astea sunt mult mai bune decât o armă, pentru că dacă fac și la ăsta, dacă o să joc și la ăsta de arena, că eu până acum nu. Adică puteam să joc, dar n-aveam mașina mea. Și na, aveam mașinile lor stoc. Dar, da, bă, băieți, cam acesta a fost videoclipul cu spârcoasa mea mașină. Ia uitați, am aruncat și ăla. Bă, mașina asta e super mișto. Și normal, dacă avea oricum arată bine, n-am ce știam ceva decât arată. Bro, deci ce trebuie mașina asta? Ok, bro, ce a fost asta? Deci nici aia în Fast and Furious nu fac așa cum am făcut acum. Dar da, bă, băieți, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi de GTA Online. Dacă mai vreți episoade de genul, nu este să scrieți în comentarii și să dați un like ca să văd că vă place. Dar oricum, cel puțin o perioadă, în fiecare seară la 8, veți avea câte un episod de GTA Online. Așa că, ne vedem data viitoare. Pa, pa!